Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Cuvântul ne spune în această seară așa de frumos, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Amin? Este cuvântul lui Dumnezeu care ne spune clar, este ceasul, este ora, este momentul ca să vă treziți în sfârșit. Această expresie a apostolului Pavel în Cartea Romanilor mie îmi spune că după părerea apostolului romanii trebuiau să se trezească de mult, nu? Din moment ce spui, în sfârșit, te-ai trezit, dai de înțeles foarte clar că te așteptai să se trezească un pic mai repede. Nu? Când spui, frate, în sfârșit ai venit pe la mine. Omul din stat trebuie să știe, ar fi trebuit să vii mai demult. În sfârșit. Dacă acum 2000 de ani cuvântul lui Dumnezeu ne spunea și spunea bisericii, fraților, treziți-vă, în sfârșit v-ați trezit, este ceasul ca în sfârșit să vă treziți. Vreau să întreb în această seară la Elim, oare nu se potrivește cu atât mai mult după 2000 de ani acest cuvânt, în sfârșit? Oare nu era vremea să ne trezim mai de mult? Oare nu era vremea ca biserica Elim să se trezească, să scuture praful, să stea în capul oaselor și să fie vie mai de mult? Ba da, sunt convins că Dumnezeu a vrut mai de mult, a vrut să facă deja lucrurile acestea, însă nu El întârzie, ci necredința noastră, împietrirea noastră, păcatul meu, păcatul tău. Și vreau să intitulez această predică în această seară, frați din Elim, este vremea să vă treziți. În sfârșit. E târziu cu alte cuvinte, dar nu prea târziu. Este vremea în sfârșit. Măcar acum ne spune Duhul Sfânt, măcar astăzi. Cum spunea Mântuitorul, mai de mult Ierusalimului prin gura lui Iisus Hristos, o, dacă ai fi cunoscut tu, măcar astăzi. Cum am vrut Ierusalime să te strâng, cum strânge găina pui sub aripi, am vrut Ierusalime de multe ori, ți-am trimis proroci, ei omorât cu pietre, am trimis apostoli, ei disprețuit, Ierusalime, măcar astăzi, e vremea în sfârșit să te trezești. De aceea vreau ca Duhul Sfânt să ne trezească conștiința în această seară și să intitulez cuvântul din această seară, este vremea în sfârșit să vă treziți. Dacă acum 2000 de ani a fost valabil, cred că Duhul Sfânt striga cu mai multă putere pentru mine și pentru tine. După 2000 de ani, într-o vreme a morțirii, într-o biserică care tinde să ațipiască, într-o biserică în care tindem să răcim dragostea, în care tindem să lăsăm lucrarea Duhului Sfânt mai moale, este vremea să ne trezim în sfârșit din somn. Amin? Doamne, trezește Duhul Bisericii Tale. Este vremea să ne trezim în sfârșit. Cuvântul Domnului ne spune aici, și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți. S-ar putea că poate am ațipit, pentru că am uitat niște lucruri. Și Domnul ne spune azi, fraților, treziți-vă pentru că voi știți niște lucruri. Cu atât mai mult, nu vă este permis să dormiți pentru că voi știți. Întrebarea mea este, oare mai știm ceea ce spune Pavel aici în Roman 13? Tocmai de aceea dați-mi voie ca în câteva cuvinte, la final de duminică, să ne amintim ceea ce Pavel ne spune că ar trebui să știm. Fraților,
trebuie să vă treziți cu atât mai mult pentru că voi știți. Ni se spune în altă parte, vă nu trăiți în necunoștință ca păgânii. 1 Corinteni. Noi nu suntem ca cei care mergem la idolii cei muți care abar n-avem pe ce lume trăim. Fraților, voi știți, Duhul este viață, Duhul vorbește, Duhul luminează, voi știți, nu putem să dormim pentru că noi știm. Hai să vedem câteva lucruri pe care ar trebui să le știm în contextul acesta al trezirii spirituale. Cred că Biserica Elim are nevoie de trezire spirituală. Cred că avem nevoie în familiile noastre de o trezire. Să venim în fire, să ne trezim, să trăim ca oameni ai zilei, să spunem, trăiți frumos ca în timpul zilei, este ziua, treziți-vă! De aceea, dragii mei, vreau să vedem ce vrea să ne învețe cuvântul Domnului în seara aceasta. Primul rând ne spune cuvântul lui Dumnezeu, fraților, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne găsim. De ce trebuie să ne trezim în sfârșit? Pentru că noi știm contextul politic în care trăim. Pentru că noi știm contextul conflictului în care existăm astăzi, acum, la 1 martie 2015. Ne spune Duhul Sfânt, fraților, nu fiți ignoranți cu privire la ceea ce este împrejur. Știți în ce împrejurări ne aflăm. Știți. Foarte interesant. Atunci când vorbește Apostolul Pavel de trezire romanilor, nu îi duce întâi la Scripturi. Știți unde îi duce prima oară? La buletinul de știri. Și ne spune Pavel, fraților, nici n-ar trebui să știți mult din Scriptură. Dacă nu mă v-ați uita un pic în jurul vostru, dacă nu v-ați uita un pic să vedeți ce se întâmplă în Irak, ce se întâmplă în Africa de Nord, ce se întâmplă în Ucraina, voi deja știți. Numai atât. Să știți în ce vremuri ne aflăm și v-ați trezi din punct de vedere spiritual pentru că ați realiza că trăim vremuri tulburi. Lumea întreagă, dragii mei, spuneam și dimineață, nu numai America, lumea întreagă este într-o nebuloasă. Lumea întreagă este pe un butoi de pulbere și Pavel ne spune, trebuie să vă treziți, pentru că știți în ce împrejurări ne aflăm astăzi. Nu-i așa că nu-i prea spiritual. Și Pavel nu începe cu Biblia, ajungem și la Biblie, nu rămânem fără Biblia. Pavel începe cu contextul, spune, oameni buni, treziți-vă, nu vedeți în ce vremuri trăim? Că ești premilenialist, că tu crezi în răpire, că nu mai crezi, că nu mai crezi în fiară, că nu mai crezi, e treaba ta. Dar nu vezi, întreabă Duhul Sfânt, în ce vremuri trăim. Și pentru că știi în ce vremuri trăiești, trebuie să te trezești. Dragii mei, au trecut de mult vremurile în care Biserica Pentecostală pleda pentru ignoranță. Au fost vremuri în care n-am înțeles, cred eu, se pleda pentru ignoranță, era păcat aproape sau chiar era să asculți știrile sau să le vezi sau să le citești. Și mulți au crezut că așa trebuie să fie viața unui creștin, însă astăzi vreau să ne trezim mintea sănătoasă știind că trăim vremuri grele. Creștinul nu trebuie să fie un om ignorant cu privire la contextul în care trăiește. Nu este biblic, nu este nici cum. A fost doar o tradiție, o înțelegere a unor oameni. Trebuie să știm în ce vremuri trăim. De altfel spunea Mântuitorul și citeam și cu altă ocazie, Matei capitolul 16, fățarnicilor, fața cerului știți-o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Semnele vremurilor. Până să intrăm în Scripturi, să vedem că e sfârșitul, dragii mei, până să mergem în Apocalipsa, ne cheamă Dumnezeu să învățăm, să citim semnele vremurilor. Doamne, învață-ne!
că de foarte mult penticostalismul s-a izolat așa într-un bubble al ignoranței, al necunoașterii. Pe noi ne interesa numai cercul de rugăciune, numai cuvântul, fraților, nu ne interesează. Biblia spune, trebuie să știți semnele vremurilor. Și spune Mântuitorul, când veți vedea aceste lucruri, cui spune? Unor oameni care au ochii deschiși. Când veți vedea aceste lucruri, să știți că vremea este aproape. Mireasa lui Hristos se uită în jur și când vede că în jur se întâmplă atâtea și atâtea, mireasa știe că Iisus este aproape, slăvit să fie Domnul. Două lucruri mi-amintesc din copilărie, din casa bunicului. Mă joc în casa bunicului meu, Nicolae Giurgiu, doar două lucruri mi le amintesc foarte clar. Două lucruri se întâmplau în fiecare zi. Unul, îmi amintesc că citea Biblia în fiecare zi. Mi-l amintesc cu ochelarii, la masă, și acum văd cartea, văd lumina, că era zi, că era târziu. Citise Biblia în America, a venit în America într-un anumit an, în 92, dacă nu greșesc, și pentru că se plictisea, nu înțelegea nimic la televizor, a citit Biblia în două săptămâni. Toată Biblia. A citit Biblia de zeci de ori. Fiecare zi citea Biblia. Dar îmi amintesc că în fiecare zi, în casa lui, cârâia radioul. De mic îmi amintesc, termina cu scripturile, lua ochelarii și asculta știrile. Îl interesau semnele vremurilor. Mă gândeam la Apostolul Pavel, un alt om care cred că ne poate da un exemplu în această zi. El când vorbește acolo în Corinteni despre fetele fecioare, și e important să știm asta, el spune, fraților, iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Nu cred că această învățătură trebuie extrapolată pentru toate viacurile, că e mai bine să rămâi singur. Și cred că trebuie înțeleasă, chiar dacă este un sfat bun, mai ales în contextul persecuției. Pavel spune clar, fraților, e mai bine pentru fiecare să rămână așa cum este. De ce? Pentru că Pavel spunea, așa este strâmtorarea de acum. Și spunea el mai jos, fraților, vremea s-a scurtat. Cei care au neveste să fie ca și cum nu l-ar avea. Putem aplica asta astăzi așa, necritic? Nu. Era vorba de vremuri în care era tulburare și strâmtorare. Dragii mei, este vremea să ne trezim în sfârșit din somn, pentru că în jurul nostru se anunță vremuri tulburi. Spuneam și dimineață, dacă ne vom uita în jurul nostru, dragii mei, ISIS, criza din această lume musulmană, este un semn că sfârșitul este aproape. Trebuie să ne trezim din somn. Mă gândesc la Ucraina, mă gândesc la faptul că, spuneam și dimineață, văd și citeam azi în ziar același lucru, alții spuneau ce am spus dimineață fără să fi citit, este același pattern, același drum, același model aplicat de Hitler, eradicarea oricăror inamici, oricăror rivali. Putin își elimină rivalii la scenă deschisă, în stradă. Este o vreme în care se tulbură lumea tot mai mult. Ne apropiem tot mai mult între un război între Europa, America, NATO și Rusia. Nădăjduiesc ca Dumnezeu să nu îngăduie lucrul acesta. Să n-aș vrea ca biserica să fie ignorantă. M-am bucurat că dimineață fratele Virgil a anunțat să ne rugăm pentru lucrurile acestea. Aș vrea ca realitatea, împrejurările în care trăim, dragii mei, să fie reflectate în biserică. Să nu fim ignoranți, să știm în ce vreme trăim, să ne pregătim pentru vremurile acestea. Haideți să știm, dragii mei, să ne rugăm ca Dumnezeu să ocrotească biserica Lui, ca Dumnezeu să ocrotească lumea. Dar chiar dacă nu va ocroti, prima învățătură pe care azi o învățăm este pentru că vremea aceasta este tulbură. Biserica Lui Dumnezeu trebuie să se trezească, amin? Pentru că suntem aproape de un război poate mondial, pentru că sunt vremuri tulbure în Europa și în Africa, pentru că este o vreme tulbure în lumea musulmană, este vremea să ne trezim în sfârșit din somn. De ce? Pentru că știm în ce vremuri trăim. Doamne, trezește Duhul Bisericii Tale. Vremuri tulbure, vremuri în care trăim. Mă gândeam la Apostolul Pavel, Apostolul Ioan,
când scrie în Apocalipsa, cu câtă energie scrie despre fiară. Vreau să știți clar ce cred, până la orice interpretare viitoristă legată de viitor, Ioan a scris în primul rând despre situații concrete de atunci. Atitudinea lui anti-imperială, anti-romană, era foarte mult condiționată de vremea aceea în care trăia. El însuși spunea, fraților, trăim o vreme tulbure, vremea este aproape, nu pecetului cartea, este aproape vremea. Orice ochi îl va vedea, spune, el vine pe nori. E vremea să ne trezim în sfârșit, pentru că știm în ce împrejurări ne aflăm. Mai spune ceva cuvântul aici, în pasajul citit de noi, dar aș vrea să citesc și pe Petru, vreau să nu sar peste, l-am citit pe Ioan, l-am citit pe, dați-mi voie să rămân puțin și la Petru, spune Petru așa de frumos aici, ca o concluzie a acestui gând, spune, fraților, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Și pun o întrebare, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Aceeași întrebare, fraților, pentru că toate aceste lucruri se strică. Petru nu este ignorant. Și pentru că știm că se strică situația politică, și pentru că vedem că se strică situația economică, și pentru că vedem că se intensifică conflicte la nivel mondial, Petru ne pune o întrebare cu care vreau să rămânem în gând. Fraților, pentru că știți, iară spune, știți că aceste lucruri au să se strice și se strică. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Doamne, învrednicește-ne să fim oameni ai Tăi. Pregătiți pentru vremea sfârșitului în care cred din toată inima că trăim. Mai spune Pavel aici, fraților, este vremea să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum, un alt argument, mântuirea este mai aproape decât atunci când am crezut. Un al doilea argument al Apostolului Pavel este unul teologic. Pavel vine la Scripturi, fraților, este vremea să ne trezim în sfârșit, pentru că mântuirea este aproape. Aleluia! Nu e o filozofie, însă biserica botezată cu Duhul Sfânt trebuie să-și amintească mereu și mereu că ziua Domnului e aproape. Dincolo de politică, dincolo de ce spune televiziunea, ce spune radioul, este vremea ca biserica să se uite în Scriptură, să-și amintească că vremea este aproape, aleluia! Este o vreme în care biserica trebuie să se trezească pentru că vremea venirii lui Hristos este așa de aproape. Și biserica trebuie să simtă în Duhul, să vadă, să știe că vremea este mai aproape. Pare naiv să te gândești la asta, spuneam mereu. Să mă uitam la apostol, așa de mult îmi place de ei. Spunea așa de frumos Pavel, fraților, noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului Iisus. Și am zis, Doamne, cum a putut să creadă Pavel în urmă cu 2000 de ani că Iisus vine în curând? Și parcă pare naiv, Pavel. Și parcă te gândești, Pavel, tu chiar crezi? Tu chiar crezi că Iisus vine în timpul vieții tale? Și spune, da, noi cei vii care vom rămânea până la venirea lui Dumnezeu, ce credință are mireasa lui Hristos, vie. Și nu e o naivitate, găsim un evrei, un alt cuvânt în care el spune același lucru. Apostolul Pavel nu se dezminte, el crede. Spune cuvântul, fraților, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, iarăși, cu atât mai mult, avem motive serioase în seara aceasta, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua se apropie.
Pavele, tu chiar crezi? Da. Frați evrei de pretutindeni, ziua se apropie. Aleluia! Mireasa lui Hristos trebuie să știe asta. Ziua se apropie. Este strigătul Duhului Sfânt în adunare. Ziua se apropie. Nu-i doctrină multă, nu facem demonstrații, nu vorbim de răpire înainte, după necazul cel mare. Ziua lui Dumnezeu este aproape. Și au început să vorbească mai mult filmele, spun iarăși, decât noi în biserică. Nu de mult au apărut iarăși Left Behind, nu știu, 4, 5. Și sunt de succes filmele acestea și oamenii dau buzna în cinematografe, pentru că acolo se aude despre sfârșit. Și de multe ori în biserică este tăcere. Însă Duhul Sfânt strigă, ziua este aproape. Spune Ioan așa de frumos, mă duc la alt apostol al lui Dumnezeu, în Apocalipsa spune el, ferice de cine citește și de cei care ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Așa începe Apocalipsa, căci vremea este aproape. Mi-l imaginam pe Ioan la 90 de ani, cărunt, bătrân, izolat pe insula Patmos, bătrânul Ioan, cu o mână tremurândă, zicând, vremea este aproape. Și mă gândeam, Ioane, tu crezi? Tu nu vezi că ești în pragul morții la 90 de ani? Tu te mai gândești la răpire? Tu te mai gândești la venirea Domnului? Și el spune, da. Să nu pecetluiți cuvintele astea, pentru că nu va trece mult. Și el a zis că vine. Și continuă Ioan aici în același capitol, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și spune el acolo, da, amin. Ce credință nezguduită, da, amin. Știți care sunt ultimele cuvinte ale lui Ioan? Astea sunt primele. Știți cum se încheie cartea Apocalipsei? Cuvântul ne spune așa de frumos. Și de fapt sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus întâi și apoi ale lui Ioan. În Biblia mea care e scrisă cu roșu, astea sunt ultimele cuvinte cu roșu din Biblie. Apocalipsa 22, penultimul verset din Biblie, spune așa. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și Ioan în fervoarea lui, un om botezat cu Duhul Sfânt, nu poate să tacă și strigă, amin! Vino, Doamne Iisuse! Nu știu dacă Biserica Pentecostală din Elim mai strigă, vino, Doamne Iisuse! Însă când aude acest om al lui Dumnezeu, la bătrânețe, la moarte, acest cuvânt al lui Dumnezeu, vin curând! Duhul Sfânt din el și Duhul și Mireasa nu pot să tacă, îi strigă Maranata, vino Doamne Iisuse. Haideți să spunem și noi astăzi Maranata, vino Doamne Iisuse. Și Petru continuă și spune, dar noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Și tu, Petre, crezi? Așteptăm ceruri și pământ nou. Noi! N-o zici voi! Noi! Mă rog ca Dumnezeu să trezească Duhul Bisericii sale. Să înțelegem că vremea este aproape. Mântuirea este mai aproape decât atunci când am crezut. Pe zi ce trece ne apropiem de întâlnirea cu Marele nostru Dumnezeu, slăvit să fie El. Și biserica trebuie să fie gata. Mai spune cuvântul aici un alt motiv. Spuneam, trebuie să ne trezim în sfârșit pentru că știm în ce împrejurări trăim. Trebuie să ne trezim în al doilea rând pentru că știm că ziua lui Dumnezeu este aproape. Biblia ne spune, vegheați, că nu știți când vine. Dar aici mai spune ceva cuvântul. Spune cuvântul în versetul 12, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
alte cuvinte, argumentul e clar. Oameni buni, nu puteți dormi ziua. Asta e absurditatea. Nu vedeți că au răsărit zorile? Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. De aia trebuie să ne trezim. Cât am fost copil, greu mă trezeam. Era un cavar trezitul pentru școală. Trebuia să mă tragă mama cu macaraua din pat. Greu. Eram ultimul care ajungeam la autobuzul 41. Mai era încă unul, tot pocăit, apărea după mine. Abia mă trezeam. Nu, greu, generația tânără, greu cu trezitul. Și culmea că după ce am terminat liceul, noi doi, cei care eram ultimii, eu și cu un băiat al fratelui Tomuța din Mujac, am fost și colegi de cameră la facultate. Unul mai bun ca altul l-a trezit. Dacă la liceu mai trăgea mama cu macaraua și abia la facultate nu a mai fost cine să ne trezească. S-a fost problema și am ratat multe cursuri atunci că nu ne puteam trezi. Și am gândit, mă, ori are camera asta un duc de somn, ori nici unul nu ne puteam trezi. Și mai aduc aminte că am pus ceasul să sune într-o dimineață, amândoi, sârguincioși, mergem la școală. Ne-am pocăit noi. A doua zi n-am găsit nici ceasul. Nu știu, o sunat, nu am mai găsit ceasul. Nici nu l-am auzit și ne-am trezit la ora 5 p.m. Amândoi. Zic, bă, dar ce facem? S-a dus școala, s-a dus cursurile, hai la biserică. Zic, măcar să ne rugăm un pic să nu fie o zi de pomană. Generația asta tânără are o problemă de multe ori cu somnul și poate că sunt mulți alții care trec prin același stage acum. Amintesc când eram copil, argumentul părinților mei era când se făcea așa vreo 8-9, mă, scoală-te că e nouă. Pentru generația părinților noștri crescuți în comunism, crescuți bine din punctul ăsta de vedere, era absurd să dormi ziua. Dom'le, oricând te culci, când e 7, când e 8, e ziua, te scoli. De ce? Că e ziua. De aia. Dar argumentul nostru era altul. Mamă, dar lasă-mă că m-am cucat la 3. Părinții gândeau altfel. Dom'le, ziua se lucrează, noaptea se doarme. Tinerii spun, dom'le, trebuie să am un număr de ore de somn. Dacă mă culc la 5, tot 8 ore dorm, mă scol la 1. Mă scol dimineața la 8, mă scol seara. Ei pot dormi, n-au treabă. Și asta era ceva așa absurd pentru generația crescută în comunism. Dom'le, cum să dorm ziua? Și îmi spuneau unii frați chiar și aici, dom'le, că mă culc la 12, că mă culc la 2, că mă culc la 3. Când se face 8, mă scol, că e dimineață. E asta ne spune Pavel aici. Treziți-vă că e dimineață. Nu puteți dormi pentru că este ziua de aia. Pentru că s-a făcut lumină în lume. Și nu poți să dormi. Când e lumină. Dragii mei, vreau să vă spun cu toată seriozitatea că mai avem un motiv. Nu vreau să ne uităm acum la știrile seculare, nici la Biblie. Vreau să ne uităm la Biserica lui Dumnezeu. Cred că mulți nu știm. Și asta e un motiv să ne trezim. S-a făcut dimineață. În lume se trezesc mii de oameni la adevărul lui Hristos. E ziua. De aia biserica Elim nu poate să doarmă. Pentru că în jurul nostru sunt treziri spirituale. În jurul nostru sunt biserici care experimentează puterea lui Dumnezeu. S-a făcut ziua în lume. S-a făcut dimineață și noi dormim. Motivul geloziei este al treilea. Îl folosește și Apostolul Pavel când vorbește cu corintenii. Fraților, uitați-vă la macedonieni cât ori dat. Faceți și voi o colectă. Este ziua în jurul bisericii Elim. Sunt oameni care trăiesc puterea lui Dumnezeu. Sunt biserici care se trezesc și noi dormim. Asta este a treia idee, al treilea gând al lui Dumnezeu. S-a făcut ziua, a trecut noaptea. Sunt popoare întregi care vin la Hristos. Treziți-vă! Aici Marius Chelmăgan poate confirma. Milioane de oameni vin la Hristos în Africa. S-a făcut ziua și noi dormim.
Ploaia târzie, botezul cu Duhul Sfânt, mișcarea pentecostală și carismatică a măturat lumea. Sunt milioane de oameni care se trezesc, e ziua. Și noi dormim. Știți că astăzi creștinismul s-a mutat în emisfera sudică? Completely. În urmă cu 100 de ani, noi albi eram majoritatea. Noi reprezentam the core of Christianity, noi eram totul, misionarii noștri, banii noștri, la conferințe vedeai numai albi aproape. În ultima 100 de ani, Dumnezeu a făcut să răsară soarele peste continentul african. Dumnezeu a făcut să răsară soarele peste continentul asiatic. Chinezii vin mii în valuri la Dumnezeu. E ziua. Și la Elim dormim. Am întâlnit cu... Nu știu dacă știți că spunea cineva că astăzi mai mult de jumătate sunt non-whites. Spunea cineva pe bună dreptate, astăzi, dacă ar trebui să mai pictăm încă o dată Leonardo da Vinci, cina cea de taină, mai mult de 6 ucenici ar trebui să fie non-whites, yellows, blacks, ca să reprezinte accurately, să reprezinte corect creștinismul, o astfel de pictură, ar trebui să fie acolo vreo 6 negri dintre apostoli. A trecut noaptea și e dimineață. Și mă bucur de asta. Sunt triburi de care n-ați auzit și se întorc la Dumnezeu. M-am întâlnit cu un prieten al meu, de altfel este băiatul pe care unii din biserică îl susțineți. Este din tribul Naga. Cred că nici n-ați auzit de tribul Naga. Spunea acest băiat, Senti, în urmă cu câteva sute de ani, nu foarte multe, toți eram headhunters, vânători de capete, toți. Ne omoram între noi triburile. Suntem un trib sălbatic. Pe vremuri, spunea el, indienii, ca să facă pace, este o zonă din India, undeva în est, o limbă de pământ mică spre Bangladesh. Ne chemau să facem pace. Când era tulburare în Bengal, vinea armata Naga. Auzi că tăiam în cale orice. Băgam groaza în populație. Orice găseam în cale, tăiam și mâncam. Pisici, maimuțe, șerp, toți, și băgam groaza în tot. Am făcut disciplină în India. Toți știau, când vine echipa asta, erau oameni foarte cruzi. Povestea băiatul ăsta, când era mic, smulgeam capul la vrabie și o mâncam. Oameni cruzi. Dar îmi spunea el, când a venit Dumnezeu, prin misionarii baptiști și prezbiterieni, toată zona e baptistă și prezbiterian. Almost 100%! Nagaland, pământul acela, este pământ creștin. Și spunea el, la noi în zonă, nici nu poți intra fără special permit, este interzis prin lege federală în statul nostru băutura alcoolică, zice, nu se bea. Nu se vând băuturi alcoolice. Interzis prin lege. Wow, ce schimbare! Și-mi povestea el, zice, care mai beau așa pe șustache. Zice, nici măcar n-au cântări de pahar. Că la noi nu sunt cântări de pahar. Că când se îmbată câte unul cântă cântări de la adunare. Că atât au. Nu există cântări de pahar și bietul. Mai beau așa pe la două, zice, și când se îmbată câte unul așa, zice, și ăla ilegal. Cântă cântări de la biserică, că numai atâta știu. Vă dați seama ce transformare a făcut Dumnezeu în vremea noastră, în tribul acesta? Și ceea ce mă îndurerează cel mai mult e că este că au zis, frate, ei mi spuneau ei, viziunea noastră este ca până în 2000, nu știu cât, să avem 10.000 de misionari Naga în lume. În timp ce noi facem business și dormim în adunare, un popor mult mai mic decât poporul român dă 10.000 de misionari. Și sunt mulți. Unul e susținut chiar de noi. Și sunt mulți alții. Dragii mei, este vremea să ne trezim pentru că s-a făcut dimineață în alte părți. Vreau să nu uite românii că împărăția lui Dumnezeu să ia cu năvala. Dumnezeu nu se roagă de român să se trezească, Dumnezeu nu se roagă de tine sau de mine să mă trezesc, împărăția se ia cu năvala. Și cine dă buzna în împărăția lui Dumnezeu, intră. Și cine nu, nu. Trezește-te, biserică.
Mereu când mă gândesc și citesc și întâlnesc oameni din zonele acestea, mă amintesc de cuvintele Domnului Iisus din Luca, din capitolul 13, că va veni o vreme când Iisus ne va spune: plecați, nu știu de unde sunteți. N-aș vrea să auzi cuvântul acesta. Și spune cuvântul acolo: atunci veți începe să ziceți: Doamne, nu ai mâncat, n-am băut în fața Ta, n-am mâncat noi în fața Ta, nu ai fost Tu în ulițele noastre și ai învățat pe noroc? Doamne, n-ai fost Tu în adunare la noi? El va răspunde: vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă voi, toți lucrătorii fără de legi. Și ascultați ce spune cuvântul aici: va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iau pe voi scoși afară. Și spune cuvântul acolo: vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, vom vedea într-o zi tribul Naga la masă, vom vedea frați din Mauritania, vom vedea triburi de care n-am auzit. Spune cuvântul acolo: și iată că sunt unii din cei ce de pe urmă care vor fi cei din tâi și unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Oare nu va fi tragic, dragii mei, să intre triburi de astfel, de headhunters, de sălbatici în împărăție acum la final și noi să adormim acum la finalul viacurilor? Oare n-ar fi oare o tragedie să ni se spună: tu, fiul baptistului, fiul penticostalului, crescut în biserica Elim, ieși afară că nu te cunosc? Este vremea să vă treziți în sfârșit din somn, pentru că în lume s-a făcut ziua și noaptea a trecut, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să închei această seară cu un gând. O să spun că această trezire, dragii mei, nu rămâne ceva așa teoretic. Să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Realitatea pe care ne-o spune Dumnezeu aici este că trezirea adevărată nu există până nu există o schimbare a hainelor. E evident. Cu alte cuvinte, mi-amintesc iarăși aspectul acesta. Ne trezeam când eram copii și stăteam pe marginea patului. Și când spuneau părinții: păi scolă-te, păi m-am trezit. Păi nu ești treaz, ești tot în pijamale. Îmbracă-te, du-te la școală. Eu cred că nu este trezire reală până nu ne dezbrăcăm de hainele somnului. Astăzi e la modă să umbli în pijamale în America. Unul din cele mai dezgustătoare lucruri din țara asta. Săptămâna asta, pentru prima oară, am văzut cu adevărat în pijamale în aeroport. Pijamas in the most strict sense. Este generația tânără. Însă mi-amintesc că asta era iarăși o atitudine a generației care, de la care avem de învățat. Dom'le, până nu te-ai, când te-ai trezit, ai făcut shower și te-ai îmbrăcat. Aia nu-i trezit când stai în pijamale și te miști două ore până casă. Ala-i tot somn. Și pentru că am crescut în comunism și am fost învățat așa, nu pot să stau în pijamale prin casă, trebuie să mă îmbrac. Că nu pot să fac nimic, măcar că jobul meu nu-mi cere să mă îmbrac în salopete, pot să stau acasă. Mă îmbrac în haine de lucru, pentru că automat felul în care ești îmbrăcat îți inspiră somn sau muncă. Tot așa, trezirea spirituală, frații mei, nu este una emoțională. Plângem când vine fratele Puiu, ne mai pocăim un pic și ține trei zile. Ne predăm prin tabere tinerii, plângem la conferințe și pe la convenții și pijamalele rămân acolo. Și spune Pavel: fraților, dezbrăcați-vă de felul vostru de viețuire și îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Amin? Așa încheie pasajul acesta: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Trezirea, frații mei, este una reală. Ea implică schimbarea comportamentului în biserică, comportamentului în casă. Dumnezeu așteaptă nu doar să plângem în seara aceasta, nu doar să ne smiorcăim pentru păcate, ci să ne îmbrăcăm în Domnul Iisus Hristos, amin. Și să ne dezbrăcăm de hainele firii pământești, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, de hainele întunericului, de comoditate, de materialism, de ură și tot ce înseamnă zdrențele acestei lumi. O, Doamne, trezește biserica Ta. Este vremea să ne trezim în sfârșit.
din somn. Amin? Și este vremea să spunem: Maranata, vino, Doamne Iisuse.